Am încercat să vin să văd cu ochii mei ce se întâmplă, să simt, practic, copiii și cadrele care lucrează aici și mediul care se lucrează. Și am văzut copii frumoși, educați, cu minți, am văzut cadre didactice care fac acest lucru în dragoste, din pasiune. Am văzut oameni instruiți și lucrul acesta îmi dă o motivație și o speranță. Mă sună cineva din sat, nu mai trimite bani în țară când nevasta e plecată de sâmbătă de acasă. Păi m-am gândit și fac eu copii. Mi-a luat angajamentul când cresc copii și am spus că te-ai avea două mânci de ochișoare, nu mă lua de copii. Am făcut și o leacă de școală și vreau să învăț și o leacă de școală. Personal sunt emoționat și impresionat de această situație. Acest tată te asigură că fiecare dintre ei merge la școală sau la grădiniță. UNICEF este alături de ei, asistenții sociali sunt alături de ei. Vreau să-mi dau seama cum pot ajuta eu mai mult prin ceea ce fac. Știți să jucați tenis? Da! Băi, ce tari sunteți! La 7 ani am început să joc tenis și am continuat de atunci să joc și am tot progresat, că m-am antrenat, că am vrut să devin mai bun. Dar pe lângă tenis, tot timpul am făcut școală. Mama nu m-a lăsat să merg la tenis dacă nu eram la zi cu lecțiile. Îmi doresc ca și alte comunități să preia acest model.